Vremea vine cu schimbări în perioada următoare, cu toate că temperaturile vor crește ușor aproape în toată țara, în mai multe zone sunt așteptate ploi. De la o zi la alta putem să avem manifestări de vreme specifice sezonului cald, fie mai de iarnă. O zi o să fie mai răcoare, o zi mai cald. Astăzi, de exemplu, este mai cald decât ieri în cea mai mare parte a țării, temperaturi maxime cuprinse între 4 și 14 grade. În mare parte din țară, de altfel, vor fi astăzi temperaturi de peste 10 grade. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în regiunile vestice, sudice și estice, unde vor fi temperaturi mai ridicate. Mâine, în jumătatea de nord a țării se răcește și nu se mai depășesc 7-8 grade, însă în partea de sud rămâne tot cald cu 10-12, maximum 13 grade. Totuși, pe arii restrânse pot exista ploi slabe în unele zone ale țării. Dacă ne referim la precipitații, astăzi pe suprafețe foarte mici, nesemnificative, mâine se vor înmulți în interiorul arcului carpatic pe perioada zilei, pentru ca după aceea încet încet să apară și în celelalte regiuni. Iar săptămâna care urmează, cele mai multe ploi mai frecvente și mai extinse ca arie să fie în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, în timp ce prin Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, ele să fie dar mult mai rare.